Bing, 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 bing. No, Doamne, ajută, suntem în mansardă aici sus. Am aici, asta e vinovatul pentru sucul ăla roșu. Butoiul cu varză. Nu știu cum o să filmez, că nu mă prea știu. Uitați dacă nu mă credeți, sunt mansardă, se și vede aici. Fiind aici e grădina din spate. Așa. Și acolo în depărtare sunt Alpii Austrieci. În fine, acum să văd cum fac ca să scot. În fine. Aici e. Am butoiul. Fine că e butoiul de varză adus din România. L-am cumpărat ceva timp în urmă. Și fine, varză roșie am pus pentru că aici varza e foarte îndesată. Și nu n-am găsit pentru varză murată, noi varză murată pentru sarmale luăm de la magazinul românesc. Și am zis că mai bine pun varză roșie, că am auzit că e mai sănătoasă ca și varza albă. Acum o să mut așa până trag eu la furtun, să întorc moarea. În fine, aici am niște cucuruz, porumb de la de floricele. Și aici am 11 verze mici. În fine, încă nu sunt chiar murate, murate, dar cu timpul. Și aici am butoiul ăsta. Când am fost acasă, ne-a dat maică, mi-a pus, de fapt, atunci, în octombrie, la început, niște murături. Niște gogonele, castraveți, conopidă. Numai bune de Crăciun. Aici am pus în mansardă, asta e mai rece, aici e mai rece ca la noi în Beci. Ei, și asta e întorc moare, asta e toată chestia, se vede când curge, parcă ar fi vin, dar nu-i vin. No. Doamne ajută, sănătate!